Muzeul Civilizației Dacice și Romane de Vac propune publicului un nou element din patrimoniul său istoric în cadrul proiectului Exponatul Lunii, într-o variantă online. Este vorba despre un album de fotografii intitulat Exodul Apelor, județul Hunedoara, mai 1970, care se află în colecția Bibliotecii Documentare a Muzeului Devean. Reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Devare amintesc că în această lună se împlinesc 50 de ani de la marile inundații din anul 1970, o catastrofă la nivel național, nu numai la nivelul județului Hunedoara, iar albumul nesemnat și care este prezentat nu a mai fost valorificat până în prezent. Muzeul din Deva îi anunță pe vizitatorii săi virtuali că pot vedea acest album atât pe pagina de Facebook a instituției, cât și pe site-ul acesteia.